Bună seara și bine v-am regăsit la un nou webinar organizat de Admiral Markets. Suntem Radu Ciofu și Liviu Moldovan și împreună vom vorbi despre principalele evenimente din piețele internaționale. Însă, înainte să trecem efectiv la un subiect, să intrăm în subiect, trebuie să reamintesc nota sau disclaimerul webinarului, și anume că toate informațiile prezentate sunt strict cu caracter informativ și nu reprezintă sub nicio formă o recomandare sau sfat sau un demn de tranzacționare sau ceva de genul acesta. În ultima instanță sunt doar informații personale, păreri personale, informații subiective ale moderatorilor și nu informații oficiale asumate de cineva. De asemenea, nu există niciun fel de garanție că informațiile prezentate sunt complete, corecte sau lipsite de erori. Deci, în ultima instanță, strict niște păreri personale care trebuie luate ca atare, păreri personale care mai sunt evident și greșite din când în când. Și nu există niciun fel de garanție că informațiile sunt corecte, complete sau ceva de genul ăsta. Bun. Și în plus față de toate astea, întotdeauna tranzacționarea implică risc. Mai ales tranzacționarea pe instrumente financiare derivate. Deci, întotdeauna când aveți sau când doriți să deschideți vreo tranzacție pe instrumente financiare derivate, gândiți-vă foarte bine la riscul pe care vi-l asumați. Și doar dacă sunteți ok în continuare cu riscul respectiv, atunci puteți deschide și puteți merge mai departe cu tranzacția respectivă. Bun, cam asta a fost introducere. Ce e prin piețe? Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Liviu Moldovan. Avem o situație mixtă la închiderea piețelor vest-europene, cu Germania ușor în teritoriu negativ, Franța pe zero, Anglia într-un ușor reviriment, să spunem, în plus de 0,25% și de asemenea ușor pe plus Italia, cu indicele TEL. În Statele Unite am consemnat în sesiunea de astăzi un nou record istoric al indicelui Dow Jones, la peste 21.000 de puncte. Pe zero acum este indicele, la fel și S&P 500. Nasdaq Composite de tehnologie plusează cu 0,43%. În piețele de energie constatăm minus consistent pentru ambele cotații ale barilului de țiței, aproape 2%, 1,82% pentru WTI și minus 1,7% pentru Brent. Se dezumflă piața care a fost umflată pe verbal interventions și așa mai departe. Cunoaștem povestea. Și la nivel de piață Forex, o sesiune mai liniștită astăzi, 1,1786 acum pentru euro-dolar, o ușoară creștere pentru euro sau scăderea dolarului mai degrabă, pe zero sterlina, practic, și mare cam, să mai constatăm ceva, nu e o diferență colosală, 110,7 pentru dolarie. Cam asta e situația. Cu ce vrei să începem? Spuneai că se desumflă piața pe energie. E sigur, pentru că din punct de vedere tehnic, pe termen mediu și lung, sunt de acord cu tine. Pe termen scurt, însă, formațiunea care e în piață acum, așa nume un triunghi, un fel de triunghi, e mai curând o formațiune de consolidare. Deci ar zice că în momentul ăsta în care vorbim, șansa este mai mare ca pe termen scurt, repet, pe termen scurt, șansa este mai mare să mai avem o repriză de creștere undeva, probabil peste 50. De ce peste 50? Pentru că e imediat. Pentru că e primul prag important în sus. Da, eu am spus că se dezumflă. Adică acum e cum 1,8% mai jos cotația decât referința de vineri. N-am spus ce se va întâmpla. Nu trecusem încă la etapa de prognoze, să spun. Asta a fost chestia. Ok, am înțeles. E ok precizarea. Da. Știm poveștile cu Arabia Saudită, care zice că, domne, în luna august, luna asta, o să-și reducă producția zilnică,
la un cutare nivel care nu s-a coroborat. Am discutat chestiile astea, știi? Da. Dar nu spune de la ce nivel. Poate nivelul e același cu cel din iulie și piața începe să judece chestii. Dar sunt mai multe chestii. Dar pe super fundamentale n-am văzut. Deci argumente super fundamentale n-am văzut. Ce, cu o singură excepție. Datele despre stocurile de petrol din SUA au tot venit cu minus. Deci stocuri ceva mai mici. Ok. Asta putem putem lua în considerare. Dar altceva din punctul de vedere al producției și asta nu. Deci, altfel spus, tu spui că pe termen mediu și lung rămâne în continuare valabil și anual de scădere, pe care îl susțin și eu, de altfel. Da, și doar cu că altfel. Nu ai menționat că adică pe termen scurt, poți zici că poate fi orice pe termen scurt, că pe termen scurt. Punct. Da, dar și rămâne valabil acel cap, acea limită superioară, pusă undeva în zona 50-51, vechea limită. De la care încep americanii să pompeze și aceeași poveste, același nivel. Da, da, da. Bun, atunci nu sunt foarte multe de spus. O întâlnire, semi-oficială, să spun, la Abu Dhabi. O să aibă loc, persoane că o fi început deja, azi și mâine are loc și rămâne de văzut ce o să spună de și acolo, da. Da, ei au venit cu o schimbare destul de importantă, așa, de ultime, deci, cele mai recente declarații erau, domne, suntem foarte încântați, gradul de conformare, chestii, socotel, acolo o lună și ceva, piața era plină de știri exact pe dos, că gradul de conformare este cel care ne mulțumește și așa mai departe, oficialii OPEC. Deci, discutăm așa. Încerc, da. Da. Bun, atunci, repet, nu sunt foarte, foarte multe chestii de spus. 9,43 de milioane de barili în săptămâna trecută. Atât a produs Statele Unite. Pe zi, da? Este recordul lor, 9,43. Spune aici în știre, 12% peste valoarea de acumulare. Ok. Bun. Din punctul meu de vedere tehnic, nu am văzut foarte clar vreo întrerupere a trendului. Dacă ar fi să iau linia de trend, încă e validă, să zicem cumva ceva de genul ăsta, deci încă e validă linia de trend, încă e validă cât de cât și linia de trend chiar și pe oscilator. Deci nici aici nu există ceva, să zic, evident cumva în vreun fel. Să zicem că putem vorbi de o ușoară divergență, să zicem. E încă prea anticipat, adică da, putem vorbi de o ușoară divergență, dar în ultimele câteva săptămâni cotația a făcut lower highs și oscilatorul lower highs mai accentuate. E o nuanță aici. Da, e o nuanță. Am zis un fel de divergență. Cel mult. Da. Nu știu dacă e, dar ok. Semnale bullish versus semnale bearish. Hai să judecăm așa. Ce semnale bullish avem? Continuarea trendului. Adică, în general, nu e bine să pariezi pe un trend sau să pariezi pe întoarcerea unui trend atâta vreme cât nu e evident că trendul ăla în vreun fel se întoarce. Păi și noi ce trend avem acum? E trendul ascendent pe petrol. Bine, nu spun că e un trend foarte mare, dar e un trend pe ultimile 3-4 zile, deci da. Grosomodo două luni aproape. Așa, aproape. Niște sesiuni de consolidare.
de tranzacționare la, și 5 sesiuni de tranzacționare laterală. Da, da. Dar în esență deci, nu e uite, trendul pe, încă nu e întrerupt. Dacă judeci dinamica asta ca pe o sinusoidă, care implică automat o anumită frecvență, da? Da, suntem, sunt convins că suntem aproape de maxim. Întrebarea e, suntem, adică ăsta e maximul sau poate să ducă și mai sus un pic, știi? Mai poate să crească da. Două sesiuni și să scadă după aia. Okay. Dar nu e de intra long. Hai să recunoști. Nu. Nu, long în niciun caz nu e de intrat. Nu, hai să nu spun cum să zic eu. Problema mea ar fi că nu e de intrat deocamdată nici short. Sau, dacă e să intri short, atunci cam trebuie să intri short cu o mică poziție și să fii dispus să suferi un pic între ghilemele înainte de. Da, înainte să te bucuri de profit. Da, eu aș spune așa, dacă este cineva care are long sau eu, de exemplu, dacă aș avea acum poziții long, le-aș închide în profit. Asta da, asta sunt perfect de acord. Dacă ar fi să intru short, m-aș gândi, aș analiza cotare și dacă aș decide, hai dumne, să încep să construiesc o poziție short, aș intra tip til. Da, aș putea fi de acord și cu chestia asta. În mare cam asta zic și eu. E posibil să vină și scăderi. Nu zic nu, adică nu trebuie să înțeleagă cineva că sigur nu o să vină scăderi. Dar în momentul de față, graficul mai curând din inerție sugerează o continuare a mișcării, sincer. Da. Se prea părerea mea. Da. Bun. Petrol. S&P 500. Îmi pare mie sau pare că vrea să zbughească iarăși în sus? Bă, vrea, dar nu reușește. Și crezi că nu o să reușească nici de acum încolo? Adică chiar crezi că nu poate deloc? Bine, știu că n-ai cum să... Adică na, nicio variantă nu e exclusă, dar... Adică s-a terminat sezonul de raportări, nu? S-a terminat. Practic, dacă era să fi fost... Spune, da. Că s-a terminat, da. Bine, că teoretic mai fi vreuna, două care mai are de raportat, da. Grosul s-a dus. Practic, sezonul s-a cam terminat. După închiderea sezonului, parcă te aștept, adică sunt șanse să vină o corecție. N-a venit, nu se simte niciun fel de corecție în piață. Ba mai mult, parcă chiar încearcă să o ducă în sus și atunci zic, dacă cumva, mai ales că și dolarul s-a slăbit mult în ultima perioadă. Mă rog, da. Acum, dacă punem graficul Dow Jones, o să constatăm o altă alură, dar nu înseamnă neapărat că Dow Jones are dreptate și S&P greșește. Nu, ăsta nu e Dow Jones. Parcă ăsta era. Nu. Hai că... Nu știu de care e. 2030, da, asta e. Ăsta Dow Jones ar zice că a luat înaintea lui S&P 500. Păi eu ce-am spus. Bine, deși, da, e posibil să fie evoluția unei companii și nu a tuturor companiilor. Exact. Pentru că indicele Dow Jones are un alt sistem de calcul. Ponderea în indice este mari, mai mare. Da, ponderea în indice este dictată de cotația companiilor. Adică o companie cu ale căror acțiuni sunt acum la $100, va avea o pondere mai mare decât o companie cu acțiuni la $20. Deși compania asta la $20 pe acțiune e mai mare de PDV capitalizare bursieră. Deci contează mai mult prețul acțiunii, nu capitalizarea. La S&P 500 și la restul indicilor. E normal să conteze mai mult capitalizarea, nu prețul acțiunii. Deci aici Dow Jones este atipic. De-aia am spus...
alira indicelui Dow Jones este diferită, dar nu înseamnă neapărat că Dow Jones are dreptate și S&P greșește. Da, 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 da. Bun. Deci, reia cumva întrebarea. Crezi că, cum eu, crește șansa să mai avem o repriză de creștere? Nu. Hmm? Nu. Nu. No, ok. Adică nu exclud, dar parcă toată lumea se împinge că nu trage și mă, n-are tracțiune. Știi? E obosit, e ceva. Dar în excuse to buy au fost suficient de multe argumente. Nimic. Un raliu încă 5% să spun și undeva pe vârf acolo să se sucească complet trendul și să urmeze o corecție mare. Știi? Nu știu. Mai degrabă mie asta îmi pare ca un fel de distribuție. Știi? Da, ar putea fi și asta, într-adevăr. N-ar fi... Hai să vedem și weekly. Weekly pare că e în continuare un fel de trend ascendent, așa, chinuit ascendent, să zic așa. Ca și cum ar fi, știi, a urcat pe scări până la etajul 9, știi, și acum ne întreabă, bă, mai poate să crească? Bă, mai putem să crească, dar un etaj, că după aia gata, nu mai e un, știi, blocul e de 10 etaje. Cumva ca să mă exprim eu o metaforă. Și mai e un aspect aici, dar o să-l discut în momentul în care trecem la următoarea. Aici pe weekly pare mai curând predispus la o scădere, într-adevăr. Da, doar că na, fiind weekly, automat e posibil, adică ar putea să mai, când vorbim de lumânări, ar putea să mai se ducă încă câteva lumânări. Câteva lumânări poate să însemne și o lună. De? Și atunci, na. Deci, da, aici pur și simplu pare că încă mai poate un pic, doar că creșterile nu văd cum ar putea să fie viitor creștere spectaculoase, ci doar încă o dată, așa, în jos, adică în sus, da, așa, încet, 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 încet. Altceva nu văd deocamdată. Avem indicele de volatilitate la sub 10, probabil. E sub 10. Lumea nu prea e panicată. Deloc. E un fel de complacency. Da, da. E posibil. Adică, da, șansa e destul de mai să zicem să vină și corecții, dar... Cine știe, da. Parcă le așteptăm de cam prea mult corecțiile astea. Citeam că unul dintre cei mai mari brokeri de acțiuni de futures opțiuni și așa mai departe din lume. Mă refer la broker cu platformă, nu broker ca fiind vreo sucursa, vreo divizia vreunei bănci mari. Deci în sensul ăsta, da? A umblat la niște marge pe produse gen VIX sau din categoria VIX. În ce sens? Le-a crescut sau le-a scăzut? Le-a crescut. Și da, asta înseamnă că poate el crede că există un risc ceva mai mare. Să crească VIX-ul, da. Și undeva spunea acolo, dacă rețin o din punct de vedere al unui broker, înțeleg, știi, pentru că probabil e vorba de instrumente financiare. Da, el trebuie să se acopere și el își face un calcul de risc ceva de genul ăsta. Poate să mai scadă mult? VIX-ul nu prea mai poate să mai scadă mult. Da. Ok, și atunci, poate să stea aici? Da, poate. Dar poate să existe riscul să vină unii care să cumpere mult. Eu nu prea am cum să mă închid foarte mult. Ei poate să aștepte și nici așteaptă, zicem, cu niște pierderi foarte mari pentru că să mai scadă foarte mult nu prea are cum. Și atunci e un risc asimetric pentru broker. În sensul că
de crescut poate să ducă mult, nu știu exact când, dar poate să ducă mult. În jos nu poți să zici că e o șansă, adică vorbim de VIX, să se mai ducă mult, dar în sus poate, știi? Da. Și atunci brokerul cam trebuie să-și acopere riscul ăsta. Mă rog, da, el nu, parțial, că nu, el nu e haos, el rutează ordinea de mai departe, în o mare măsură. Dacă rețin eu corect, am citit așa, diagonală știrea, lua în calcul un nivel sau probabilitatea de a se ajunge cu VIX-ul la un nivel de 18 puncte, ceea ce e mult, nota bene, ceea ce ar putea să înseamnă o corecție de, să zicem, 10% pentru bonds. Da. Spre exemplu, cineva care are în portofoliu opțiuni pe S&P și calculul de risc sau riscul asociat poziției, value at risk, dacă vrei, se face baleind întreg spectrul pe 100 de puncte în sus, 100 de puncte în jos pentru S&P sau 150, spre exemplu, da? Și vezi acolo ce se întâmplă cu poziția și unde e, în ghilimele, nasulia cea mai mare. Evaluarea opțiunilor se face folosind formula celebră a lui Black & Scholes, în care intră și implied volatility, care este care depinde de acest VIX. Deci aici e povestea. Dacă ai foarte multe shorturi pe opțiuni, e cu probleme. Ca să traducem un pic așa pentru cei care ne ascultă, dar aș vorbi într-un limbaj mult mai simplu. Șansa de creștere e mai mică decât pe perioada de ceva mai lungă, mai mică decât riscul de scădere. Pentru S&P. Pentru S&P 500, da, evident. Da. Bun, hai pe euro-dolar. Euro-dolar. Uite că am avut, să zic, și o scădere ceva mai scădere. Și e și o întrerupere a petrecerii, nu prea e. A zice că și aici șansa e un pic mai mare să mai avem niște corecții, recreșteri, după care poate ceva corecții mai mari aici. Hai să detaliem puțin. Și hai să ne uităm, te rog, la un, sau să-ți trimit eu pe fișierul, sau hai să încercăm, dacă putem încerca rapid un M5. Cu, Uite, M5. Așa, lăbărțează-l un pic. Adică să dau așa? Nu, invers. Cu plus, mai. Așa. Și dă-l pentru sesiunea de vineri. Asta de aici? Așa, da. Și ce vedem? 4, da. O scădere, o dita mai scădere. Da. Și urmată de încă un puseu, o lumânare adâncă roșie, da? Hai să discutăm despre prima. Hai. Pune markerul acolo. Prima scădere aici, nu? Asta este la NFP. O să pun chiar înainte de ea, ca să, dacă aș pune... E ok. Deci asta e la NFP. Da. Deci influența NFP-ului a fost de cât? 40 de pipi. Așa. Ok. NFP-ul mai bun. 208.000 față, 209.000 față de estimări de 183.000. Da? Cu o rata șomajului în scădere, cu 0,1%, 0,1 puncte procentuale. Average hourly earnings, o chestie la care piața investitorii se uită mult, pentru că reflectă, de fapt, o posibilă tendință inflaționistă. Dacă presiunile salariale cresc, da? Da. Costul salarial mediu orar ar fi ăsta și în momentul în care ăsta crește, e clar că riști să crească inflația. Mai mult decât de la un FP mai bun, număr de locuri de la 209.000, să zicem că ar fi fost 250.000. Da?
Dar n-a fost cazul, a ieșit 0,3% în linie cu estimări. Da? Deci un NFP ușor mai bun decât estimările. Piața era setată pe un raport mai bun, pentru că văzusem vești bune miercuri de la ADP. Ok. Deci a crescut dolarul 30 de pips sau 40 de pips. Ok, și mergem mai departe. Și vine undeva pe la ora 5 adevăratul val de creștere a dolarului. Și spun clar, creșterea dolarului, nu scăderea euro. În momentul în care Gary Cohn, șeful, directorul Consiliului Economic Național al Statelor Unite, a venit cu o declarație foarte năstrușnică. Corporate tax în Statele Unite, impozitul pentru companii, care acum este la 35%. 35% din ce? Din profit. Din ce? Cum e la noi? 16, la ei 35. Da, da, da. Ok. Da? Din profit. Altceva din ce să fie? Nu poate să fie din cifra de afaceri. Acolo la 2% e mult. Cât ce să fie? Bă, 35, cum să fie? 35 din cifra de afaceri, la revedere. Închis firma instant. Din cifra de afaceri discuți de 1, 2, maxim 3 și pe anumite domenii care vă ucizi. Da, da, da. Da. Deci okay. 35%, da, din cât e acum impozitul respectiv, spune domnia sa că ar trebui să se alinieze la media de 24% a țărilor membre OECD. Bun, na, bun pentru economie. Da, de-aia și crescut dolarul. Însă, există bani pentru așa ceva? Probabil că nu prea. Aha, deci 11 puncte procentuale mai puțin pentru acest impozit. Din ce îl susții? În tu, ca trezorerie, ca buget, da? Când principala sursă, dacă vrei, de bani liberi sau eliberați la buget era uciderea programului Obamacare. De acolo vroiau ei să facă rost de bani, să programe infrastructură, să reducă alte taxe și povești. Dar aia n-au putut reuși să o pună în practic. Și atunci, din ce? Ca la noi, mărim salarii și pensii. Perfect, ies toți la televizor și declară chestia din asta. Ce? Da. Și după aia întreb, bă, prietene, dar de unde? Știi? După aia dau din colț în colț și amână măsurile sau le... Și că știm ce se întâmplă și la noi. Da? Exact da. Același tipic. Deci asta a fost reacția de vineri. Overall, discutăm despre 1% dinamică pentru euro-dolar. Deci cotația euro-dolar a scăzut cu 1%, ceea ce e mult, statistic vorbind, pentru o astfel de paritate. Și acum rămâne întrebarea, cât de mult va mai dura povestea asta? Cât de mult va mai înghiți piața lucrul ăsta. Și constatăm că și în sesiunea de astăzi, și acum pot să revin la graficul normal, lucrurile s-au liniștit, s-au stabilizat. Uite, până în daily. Da. Bine, daily. Da? Uite. Stăm frumos acolo, cam la același nivel, la E. Nu, n-a continuat. Deci, eu risc să spun că a fost un fel de... Da. Eu risc să spun că a fost o furtună într-un pahar cu apă. Mă rog, o furtună. A fost chiar furtună. O furtunică. Într-un păhărel cu apă. Și... Și cu asta basta. Din punct de vedere tehnic, știm acel grafic pe care
L-am tot prezentat fiecare emisiune. Din punct de vedere tehnic, ce vedem acolo este, deocamdată nu știm, de-aia spun, un posibil false breakout. Peste acel nivel care fusese target 2 de la 1.1740, care a fost depășit și acum suntem un pic deasupra lui, deci încă nu știm exact despre ce e vorba acolo, ci doar putem discuta doar despre un false break. Deocamdată. Dacă 1.1740 sau zona respectivă va deveni suport, e în regulă, să-și mergem mai departe, pe semne spre 1.20. Dacă nu, se confirmă false breakout și corectăm, poate ceva mai mult. Pe daily. Da, asta. Da, din punct de vedere tehnic, pe daily, trendul, hai zicem, mare, trendul foarte mare, nu e nici măcar pe oscilator clar depășit. Deci, ori pe oscilator în general e depășit înainte. Dar pe 4 ore trendul aici e clar depășit pe oscilator. Dacă e să mergem pe 4 ore imediat, să dau un pic mai mic. Ceea ce mă duce cu gândul că pe termen scurt sunt șanse mari să fie corecții, să fie în continuare o repriză de scădere, dar nu foarte mare. Cum ai spus și tu, pare că s-a cam epuizat problema, să zicem așa. Deci, pe termen scurt, probabil că o să mai fie niște corecții. Până unde ar putea fi corecțiile? Probabil noi minime, dar nu foarte mult. Nu foarte puternic noi minime. Deci undeva sub 1.17 cred, de ce 1.17 că e singurul prag prin zona aia, altă nu mai văd. Nu că ar fi cine știe ce prag, ci că e o cifră fixă, nu de alta. Deci probabil undeva sub 1.17, după care m-aș gândi că din nou în sus. Doar că stagnarea asta până la 1.17 sau poate puțin sub sau ceva de genul ăsta, cred că va fi elementul care va duce graficul ăsta pe daily și mai jos, oscilatorul, și în câteva săptămâni, nu știu, în vreo săptămână poate, sau două, o să avem ceva de genul ăsta pe oscilator. Ceea ce înseamnă că prețul poate să mai facă niște noi maxime, dar deja trebuie să ne gândim undeva 1.19, 1.2 poate final de trend. Deci, ca să rezum scenariul meu, pe termen scurt, probabil că o să mai fie o continuare, dar nu e sfârșitul trendului mare pe daily. După care m-aș gândi că o să mai fie încă o repriză de creștere și probabil chiar depășit 1.2. De ce 1.2? Pentru că e un prag foarte important. E foarte important și e la 120 de pips, ceea ce pentru un prag atât de important, 120 de pips nu e mult. 1.2 e un nivel foarte important. Uneori, da, poate, uneori poate avea caracteristicile unui magnet. Da, exact. Și cred că asta este și asta e ce se întâmplă acum. Cred că a început într-un fel distribuția. Doar că vânzătorii, cei care vor să descarce, automat nu vor să-și dea la joale, ca să folosesc o expresie mai urâtă din fotbal, așa. Deci nu s-apucă acum în disperare, hai să aruncăm tot în piață, că până la urmă își distrug propriul lor profit, adică, bun. Și atunci ce nevoie au vânzătorii? Da, repet, nu vânzători de ăștia mici, ci vânzători de fonduri foarte mari, care au suficient de multă marfă, să zic așa, capabile să miște euro-dolarul. Deci vorbim doar de jucătorii foarte, foarte mari, fondul de investiții și așa mai departe. Ce interes au ei? Ei au interesul să înceapă să vândă, să zicem, cei care sunt deja long. Ok, cum poți să faci să vinzi, dar fără să-ți duci tu prețul în piață? Că dacă te-a pus să vinzi ca disperat, tu îți dărâm prețul, deci îți strici singur interesul tău. Și atunci, ca să faci chestia asta, în general, începi să vinzi până într-un prag și într-un anumit moment, mă aștepți
sau poate chiar și ajuți, sau te folosești de o știre, duci un pic prețul peste pragul respectiv, unde sigur se declanșează foarte multe ordine de cumpărare automată, că a depășit pragul 1-2, nu? Da. Se declanșează ordinarea și abia atunci tu reușești să-ți vinzi foarte mult. Deci, din punctul meu de vedere, cred că a început prima etapă, dacă vrei, a distribuției. Adică jucătorii foarte mari încep deja cumva să se poziționeze pentru închiderele poziției de loc. Nu o să pice, nu cred că o să pice piața acum prea curând. Eu personal o văd și peste 1-2. Nu o văd foarte sustenabil și după ce se duce peste 1-2, de-abia atunci jucătorii foarte mari și-au finalizat pozițiile și abia atunci cred că poate avea loc o scădere, cu adevărat scădere. Cu adevărat scădere. Nu, uneori mai poate să facă și un fel de head and shoulders și de-abia după aia. Nu știu, asta e un scenariu alternativ dacă vrei. Poate să fie așa, poate să mai aibă o retestare și după aia să fie din nou așa. Nu știu, aici sunt aici e anybody's guess, sincer. Dar, din punctul meu de vedere, ca și tranzacționare, pe termen scurt, hai să spun altfel, pe termen foarte scurt aș miza pe o continuare a scăderii, posibil noi minime, sub 1.17. Pe termen mediu aș merge long. Ce înseamnă termen mediu? 2-3 săptămâni, ceva de genul ăsta. Aș merge long și aș miza pe, poate chiar mai mult, și aș miza pe o depășire al 1-2 și peste 1, dacă aș vrea să tranzacționez short pe termen lung, gen 3, 4, 5 luni, poate chiar până spre sfârșitul anului, de-abia peste 1-2 aș începe să vând. Deci pe termen foarte scurt, încă un pic short, cred. Pe termen mediu scurt, până într-o lună, probabil că peste 1-2. Pe termen ceva mai lung, gen sfârșitul anului aproximativ, scădere, dar nu de la nivelul ăsta. Adică nivelul ăsta nu e un nivel prea bun. Vânzare peste 1-2. Și asta ar fi, astea sunt scenariile mele. Da. Discutam puțin mai devreme de acel grafic. Între timp ți l-am trimis. Dacă poți să-l afișezi. Apoi de trecem. Pot, întrebarea e dacă vreau. Bravo. Așa. Da. Se vede, nu? Da. Asta spuneam de acel false breakout. Pe grafic weekly. Da. Aici da. Nu mi se pare foarte bullish, da? Da, da. E o scădere, știi? Adică, repet, cred că eu aș interpreta tot cam ca părerea mea. Dacă e trend de genul ăsta, dacă e să scadă acum, în săptămânile următoare la 1.14, de exemplu, ar fi ca la carte. Asta spun. Deci da. Iei graficul și după aia într-o prezentare pentru tinerii investitori care vor să învețe analiză tehnică, ai luat poza asta și ai pune-o pe ecran acolo. Uite, domnule, da. Caz clasic de false breakout. Ești de acord cu mine? Da, dar pentru asta trebuie să... Trebuie să scadă, ceea ce nu știm. Pentru asta trebuie să iei practic... 38,2 sau cât e 1.774 să-l iei ca punct de rezistență. Pentru că altfel nu... Da, da. Adică trebuie să, pragul respectiv trebuie să fie clar ok, știi? Mă rog, acum să fie... Adică e fals breakout dacă accepti pragul respectiv ca fiind un prag. Sigur. Un prag valid. Sigur. De ce n-ar fi? Mie nu-mi place să lucrez cu Fibonacci. Mi se pare foarte subiectiv. Bă, uite ce spune acolo. Și se vede pe în ultimele două luni și ceva de când tot vin săptămânal și actualizez graficul ăsta, se vede că a funcționat. Nu spun că funcționează întotdeauna, dar a funcționat. Da. Și a fost ca la carte. Știi? Asta e... Poate e o coincidență, nu știu. Dar da. A funcționat. Nu văd de ce să se întrerupă, n-a funcționat și de acum încolo. Deci, din punct de vedere grafic, tehnic, o scădere ar, cum să spun, ar valida acest false breakout.
despre care încă nu știm dacă este false breakout sau nu. Poate că acel nivel de 1.1744 a devenit suport și cotația e respinsă și mergem către 1.20. Asta ar fi scenariul care ar veni în concordanță și cu ceea ce vedem pe partea de date fundamentale. Cam asta ar fi. Eu aici nu mă pronunț de câteva zile ce și cum. Decât pe parte de fundamentale, că din punctul ăsta de vedere mai degrabă da, mă rog, repet, ăsta e scenariul tău și na, pe graficul arată, trebuie să recunosc că pe graficul arată bine. Dacă mergi pe premisa că pragul ăla este într-adevăr un prag, din punctul meu de vedere, cred că mai important este însă, părerea mea, pragul 1-2. Și cred că piața va merge mai mult în funcție de 1-2 decât în funcție de pragul ăla Fibonacci. Poate să fie pragul ăla 1.1740 să devină suport, cotația e respinsă și se duce în 1-2 și se validează ambele teorii. Eu zic să mai vedem. Nu tragem. Propunerea mea este să nu tragem. Oricum o să mai vedem, că piața oricum o să meargă înainte și indiferent ce să nu tragem o concluzie, un verdict asta. Da. Sau cel puțin eu nu m-aș băga la o chestie de genul ăsta. Repede, aici nu am spus-o și în disclaimer și o repet și acum. Nu e că tragem concluzii, ci încercăm să oferim într-un fel scenarii de tranzacționare. Concluzii definitive, na. Bun. Uite, DAX, că chiar ne-a și rugat cineva DAX. DAX. I-a afectat săracul de euro. Ce să faci? Ce să-i faci săracul? Fără vina lui. Sincer, mi se pare evoluție un trend în continuare descendent. Se chinuie acum în ultima săptămână să crească. La cât de chinuită e creșterea asta, sincer, zice că se mai stă un pic în comă, între ghilimele, după care tot în jos. Și tare mie că o să depășească de sus în jos 12.000 de puncte. Deci aici, ca și scenariu, ca și părere, nu văd altceva decât că în continuare se respectă trendul ăsta descendent. Ultima repriză de creștere, e cam mult spus creștere, ultima repriză de ce o fi aici, tentativă de creștere. E foarte chinuită și arată clar că nu are putere, deci nu are putere deloc, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că șansă foarte mare, repet, să se mai chinuie încă un pic pe sens ascendent. Ascendent sau stagnare? E greu de spus ce e aici. Un fel de stagnare cu foarte ușoare nuanțe ascendente, după care să avem din nou o repriză de continuare a scăderii, adică iarăși din nou în jos. Acum, evident, dacă e să meargă în jos, care este primul prag în jos pe care îl poate atinge? Evident, un prag foarte important și anume 12.000 de puncte. Deci m-aș gândi că e o șansă foarte mare și cred că nu ar fi greșit de mizat pe chestia asta. Adică efectiv să mizez că o să atingă și chiar o să depășească 12.000 de puncte. Mi-e greu să cred însă că pe termen lung evoluția DAX o să fie complet negativă de evoluția celorlalte piețe și dacă celelalte cresc, SUA în principal, cred că are suficientă putere să tragă și restul burselor în sus. Și atunci a zice probabil încă o repriză de corecție și dacă după aia nu vine ceva cu adevărat, dar cu adevărat impresionant în negativ, pe S&P 500, atunci mai curând aș merge pe o revenire. Acum, Radu, mai trebuie să spunem ceva. E o perioadă atipică. Nu există vreo perioadă tipică? Da. Când nu e perioada atipică. Nu înțeleg.
E vară, e perioadă, concedii, traderi, da, și niște mișcări mai mici și nu e, adică la un moment dat se mai pot întâmpla lucruri ciudate care urmează să fie corectate sau aduse pe făgașul normal în momentul în care vine lumea înapoi la serviciu, adică de prin septembrie. Cum ar fi perioada dintre Crăciun și Revelion, sau știu eu, când tranzacționarea mai haotică, mai bezmetică, mai nu știu. Adică, la un moment dat, mă gândesc că ar putea să se influențeze și chestia asta, puțin, nu major, dar să fie o componentă. În fine, mai avem o întrebare despre USD CAD și să răspund eu la o întrebare. Spune cineva, NFP-ul de vineri, după părerea lui Donald Trump, este excelent. Așa susține pe un mesaj pe Twitter. Păi, ce o să susțin altceva decât o chestie care, pe care să o întoarcă în favoarea lui? Pentru că dacă e să fim cinstiți, Donald Trump n-are absolut niciun merit în NFP-ul ăsta bun, care nu e colosal de bun. 209.000, nu e ceva ieșit din comun. Efectiv, n-are absolut niciun merit. N-a făcut nimic pentru economie, ca să zici, domnule, uite, 100.000 din ăstea 209 îi se datorează lui. Că dacă nu ieșea el, ieșea Hillary Clinton, n-a mai fi avut 209.000, ci doar 100.000. Deci, și încă o poveste de văzut, de luat cu foarte multă atenție, with a grain of salt, cum spun americanii, știri video, spre exemplu, despre Donald Trump. Pentru că și-a făcut într-unul din turnurile lui, într-una din clădirile lui, și-a făcut studio de televiziune. Ca să prezinte și versiunea lui. Exact. Acuză mass media americană, într-o proporție de peste 90%, că emite fake news. Și uite, domnilor, ca să nu mai fie fake news, mi-am făcut eu studioul meu de televiziune și vă arăt eu știrile adevărate. True Trump News, da. Da, știi? E ca și cum, nu știu, să fac eu o paralelă, o metaforă. E ca și cum Gigi Becali și-ar făcea un studio de televiziune la el în palat acolo, ofticat de faptul că GSP sau Digi Sport sau nu știu ce nu dau știri pozitive despre el. Și atunci hai că-mi fac eu aici în palat studio de televiziune să vă arăt eu cum stă treaba. Hai că... Omul are voie. Da, asta nu înseamnă că e bine. Nu, da, și nu înseamnă neapărat că e foarte credibil. Da, ori fi jumate, nu că i-au mai scăzut, deci 40% din americani, ori fi, or uita acolo. Da. În fine, asta ca idee. Deci, nota bene, eu de asta vreau să spun. Nota bene la astfel de povești. Care da, în general sunt de părere că e bine, adică dacă vrei să afli cea mai mare parte adevărului, trebuie să uiți și stânga și dreapta. Că nu e, adică nu vorbim aici de înger versus demon, știi? Vorbim de nuanțe, de gri. Eu zic și că atunci... eu, părerea mea e că nu există nuanțe de gri, cel puțin din turnul Trump emise. Acolo sunt alte. Eu sunt convins că există. Mai zic și mie, nuanța de gri. Îmi spune, domne, uite, ce bune au ieșit datele astea de la NFP, ce președinte bun sunt eu. Asta n-are păi, ce e. Păi nu e, asta ok. Asta e aiurea. Păi e aiurea, da. Da, asta e aiurea, dar... Genul ăsta de aiurel o să apară emise de acolo, asta spun. Da, știi, pe lângă aiurele alea mai găsești și 100% o să fie și chestii bune, pentru că nu toți ceilalți, e adevărat, știi? Da, toate da, chestiile cu eu sunt iede, cu Rusia... Eu sunt convins și îți dau dreptate. Nu tot ce se va emite de acolo va fi o prostie, și o aiureală. Ai dreptate. Spre exemplu, buletinul meteo. Ăla s-ar putea să fie foarte corect. Da.
Din punctul meu de vedere, e prea e așa, adică agențiile de astea mari prea sunt 100% corecte și totul e treglat pe nemestecat. Eu n-am spus că sunt 100% corecte. Dacă e vorba de corectitudine, 80 cu 20. Păi, asta e părerea. Și atunci, ca să fie complet adevărul, trebuie să vezi și partea altă 20 cu 80. Da, okay. 80 mi-ajunge. Mie 80 mi-ajunge. De multe detalii, da. Bun, hai să vedem o să decade. Pentru că până la urmă asta ne-a întrebat. Aici e evident, cât se poate de evident, că trendul ăsta foarte mare, adică o repriză majoră, cel mai major de scădere, s-a terminat. Asta e clar. Trendul a fost depășit. Acum, dacă e să ia, ok, pe termen lung, cum poți să tranzacționezi asta? Aș zice că în niciun caz long acum. Pentru că să intri acum long, intri după o repriză importantă de confirmare a încetării trendului, ceea ce nu este din punctul meu de vedere ok. În general, când se întrerupe un trend, primii care se închid nu sunt cei care intră, mamă ce profit o să fac. În general, închidele astea, hai să le spun așa oarecum disperate de aici, sunt mai curând închide de poziții, închide stop loss-uri, adică cei care erau short, au lăsat în trendul. Știi? Adică gen sunt mai curând sunt cei care încearcă să-și limiteze pierderile decât cei care încearcă să facă super profit. Și atunci, în general, prima repriză de închidere a unui trend nu este una foarte lungă. Adică ai într-adevăr o repriză de creștere, în caz de creștere, în caz de față, după care foarte probabil mai ai și o repriză din nou de scădere. De ce? Pentru că, repet, ăștia care se închid acum sunt disperații, dacă vrei, care pur și simplu încearcă să-și conserve profitul. Și cam atâta tot. Bun. Asta ar însemna că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, repriza asta de creștere o să obosească și o să vină o nouă repriză de scădere. O nouă repriză de scădere care ar putea chiar să aducă și noi minime. Și de-abia atunci este un moment bun de vânzare. Altfel spus, un moment bun de vânzare este undeva în zona asta aici. Plus minus, de cumpărare, pardon, de cumpărare, că a zis long. 1.24 plus minus pe acolo. Acolo este o zonă bună de intrat long. Radu, nu, da. Ce spui tu se poate corobora ca dinamică estimată în oglindă cu cea a cotației euro-dolar. Și asta înseamnă că, de fapt, discutăm mai degrabă despre o dinamică USD-driven decât CAD-driven. Adică avem acum un fel de rebound al dolarului, care dolar apoi va reintra pe un trend descrescător. Nu? Cam asta s-ar desprinde din ce spui tu. Da. Teoretic, aici ești pe daily, stai că nu e chiar așa, stai că nu e așa. Aici ai 6-7 sesiuni de creștere a dolarului american în raport cu dolarul canadian, dincolo pe euro-dolar nu, doar o singură sesiune. Deci ar fi, cel puțin creșterea asta ar fi mai degrabă legată de canadian. Da, rămâne de urmărit. N-am urmărit canadianul, nu știu, fi venit Royal Bank of Canada cu ceva mesaje mai copii sau date de slăb. E de văzut și chestia. A mai fost, spre exemplu, da, se întâmplă, a fost o scădere pe sterlină cauzată de Bank of England, care a dezamăgit investitorii care sperau pentru creșterea dobânzii și așa mai departe. Și au dat mesaje că nu prea e cazul și a venit sterlina în cap.
Deci se întâmplă. Taxa am Bun. vorbit. Aur sau cam asta? Da. Aur. Hai gold și cam asta. Gold. Gold. Lumânarea e de vineri, nu? Aia roșie mare. Da. Da. Deci a crescut Mi-e dolarul, a... foarte greu să spun dacă. Da, încă ești pe scenariul de săptămâna trecută, da? Da, e cumva posibil să nu mai ajungă atât de. Da, adică poate 1300, nu știu dacă mai atinge, da. Undeva zona asta de aici, 1280, adică ar fi scenariu foarte, foarte similar cu cel de la euro-dolar. Doar că cred că maximul o să fie undeva, nu știu, peste 1280 și între 1300. Ar putea să ajungă și pe la 1300, nu știu. Aș zice cam aproape același scenariu de la euro-dolar. Mi-e greu însă să spun care să fie maximul și dacă. Adică, aș zice, întrebarea cheie aici este o să reușească să facă noi maxime sau nu. Având în vedere că scăderea a fost semnificativ mai jos decât maximul ăsta, aș zice că parcă nu. Parcă așa aș merge un pic, că parcă nu o să facă noi maxime, dar mi-e greu de spus. Că chiar mi-e greu. Dar oarecum pe termen scurt cam același scenariu ca și la euro-dolar. Pe termen mediu o repriză din nou de creștere. Noi maxime față de trendul ăsta, habar n-am unde ar putea să fie maximele alea, după care iarăși o repriză de scădere. Și cam atât. Bun, cam asta ar fi. La final, aș vrea să adaug câteva repere de tranzacționare pentru săptămâna asta din Statele Unite. Un discurs al lui Kashkari de la Fed astăzi. O să avem miercuri, ca de obicei, datele despre stocurile de petrol. Pe final de săptămână, date despre inflație, Producer Price Index joi. Estimat 2,1% într-o creștere de la 1,9% an față de an, pe core, pe headline 2,2% estimat și datele despre inflație vineri, tot la 3 și jumătate după masă, 1,8% estimare și pe core 1,7%. Cam asta ar fi aspectele la care să fim atenți în săptămâna asta, repet, din Statele Unite. Interesant final de săptămână cu inflație, o să vedem. Extragem de acolo pe sine ce și cum se va mișca federalizarea. Care, la final, paranteză, se estimează 50-50. Pentru luna decembrie, piața a pus în preț într-o probabilitate quasi egală, ori să nu facă nimic, ori să ridice cu 25 de puncte de bază în decembrie. Până atunci, nimic din acest punct de vedere. Deci am putea, la limită, rămâne cu dobânda la final de an, la nivelul actual. Există și posibilitatea asta, există și posibilitatea ca ea, dobânda, să fie crescută cu 25 de puncte de bază. De aici și slăbiciunea dolarului din perioada recentă. Bun, ok. Cam asta a fost atunci pentru săptămâna asta. Pe final, trebuie să reamintesc disclaimer-ul sau nota liminală, și anume că acest webinar a avut și va avea doar exclusiv un caracter informativ, părieristic, nu o recomandare sau un sfat de tranzacționare pentru niciun fel de instrument sau nimic altceva. Deci, în esență, nu se oferă niciun fel de garanție că informațiile prezentate sunt corecte, complete, exacte sau 100% oficiale. Este strict un webinar cu păreri personale,
care nu reprezintă sfatul de tranzacționare și care sunt niște păreri personale care evident pot fi și au mai și fost greșite. Cam asta ar fi pentru săptămâna asta. Mulțumim mult pentru prezență și participare și pe final, dacă mai există întrebări sau nelămuriri, dacă nu, cam asta e. Bun, mulțumesc încă o dată pentru prezență și participare și rămâne să ne auzim săptămâna viitoare, același link, aceeași oră. Până atunci însă, toate cele bune și o săptămână cât mai bună în continuare tuturor. Și eu vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit, să aveți o săptămână cât mai profitabilă și cât mai rocoroasă. Da. Ne revedem luna viitoare.